Nota, te rog. Da, cash sau card? Card. Hei, hei, hei. Duelați-vă în altă parte. ING împlinește 25 de ani de când e în România. Cu ocazia asta i-am provocat pe băieți să se lupte în glume despre bankingul din trecut și viitor. În trecut, când a apărut plata cu telefonul, tu te-ai gândit că trebuie să-l vinzi. În viitor o să reușim să plătim doar cu fața. Bine, tu și cu spatele, că nu e nicio diferență. De când plătesc cu telefonul, mi-e dor de vremea în care plăteam cash. Că vânzătoarea îmi dădea restul, o bombonică, o gumă. Era mereu o surpriză. La fel și cu tine. Când îți dau bani, nu știu dacă îi primesc înapoi. Ești atât de demodat că atunci când te-ai dus la bancă și ți-au zis de cont curent, i-ai rugat să închidă geamul. Tu când ai auzit prima dată că poți să plătești cu telefonul și la restaurant, l-ai lăsat în nota de plată. Ca să înțelegi și tu, plata cu telefonul se face printr-un card virtual. Virtual la fel ca gagică ta. În trecut aveai mereu scuza că ți-ai uitat portofelul acasă. De când cu plata cu telefonul trebuie să plătești la întâlnit. În viitor, când o să trebuiască să plătești doar cu amprenta, chiar o să fie nevoie să te speli sub unghiile alea înainte de întâlnire. Ești atât de în urmă cu tehnologia, că atunci când ai aflat că se poate plăti cu telefonul, nu te-ai mai jucat Snake de frică să nu-ți mănânce șarpele banii. În viitor o să poți plăti facturile doar clipind, dar cu ticurile tale nervoase o să rămâi fără bani în jumătate de oră.